Salutare tuturor! Astăzi vă salut din oglindă, așa ca să mă vedeți și pe mine puțin, pentru că nu voi focusa camera pe mine, voi focusa pe ceea ce vreau să vă arăt și anume vreau să vă arăt cum mi-am organizat eu produsele cosmetice în baie. Și zic să începem, acum că ne-am văzut, să vă arăt ce am eu mai întâi aici în față, la oglindă, pe suportul acesta care este sub oglindă. Aici am depozitate produsele cosmetice care am eu nevoie zi de zi aproape, nu de toate, bineînțeles, dar de câteva dintre ele sau le alternez. Și anume, vom începe cu partea aceasta unde am o pastă de dinți Colgate Total. Așa este ea. Vedeți și pe spate este cu dungulița verde, ceea ce înseamnă că este naturală, este bio. V-am mai povestit eu într-un clip despre treaba asta. Este o mască cu o pastă de dinți cu cărbune. La culoare ea ar fi neagră. O vedeți, dar când o pui pe dinți este albă. Curăță foarte bine, este foarte bună. Și pentru că în fiecare zi am nevoie să mă spăl pe dinți, o am aici în față, deasupra ghivetei, am periuțele de dinți, apoi am un păhărel din acesta, pentru că eu le mai schimb, de aceea folosesc din acestea de plastic ieftine, le mai schimb ca să fie curate. Aici am diverse lucruri pentru buze, am luciuri de buze, am un fond de ten de la Avon, acesta pe care îl folosesc uneori. Uneori îl folosesc fondul de ten care vi-l voi arăta în curând. Am pentru gene primerul de la Ladies. Am aceste corectoare pentru oja de la unghii. Creioane pentru buze, contur buze, v-am spus că aici am pentru buze în acest borcanel diverse luciuri. Am și creionul de sprâncene, l-am pus aici separat la produsele de buze pentru că nu vreau să îl pun din coace. Aici am pentru ochi și îl găsesc mai greu, de asta îl țin și cu periuța în sus ca să-l văd rapid care este. Apoi am crema pentru ochi, care o folosesc în fiecare zi, Q10 de la Nivea, care o folosesc eu acum. Am crema de față de la Avon, aceasta în New, pe bază de apă, mai am puțin și o termin. Sper să mă ție cât țin căldurile acestea foarte mari. Cum vă spuneam, în borcanelul, în păhărelul acesta am creioane pentru ochi de la diverse firme, Avon, Ladies și de pe Notino. Negru, dermatograf negru, creioane colorate pentru clioape, pentru ochi, de la Faberlic, de la Ladies, de la Avon și de pe Notino, de la diverse firme. Apoi, jos aici am primerul acesta pentru față, care îl folosesc în momentul când folosesc fondul de ten de la Avon, folosesc și primerul tot de la Avon, din aceeași gamă. În momentul când folosesc primerul, renunț la crema de față pentru că este prea mult pe aceste călduri. Apoi am aici de la Ladies concealerul pentru zona ochilor, anticearcănul, am fondul de ten de la Estée Lauder. Acesta îl folosesc uneori, celălalt fond de ten de la Avon alte ori. Prefer să folosesc fondul de ten de la Estée Lauder în momentul când ies în oraș. Apoi aici am un set din acesta de borcanele. Vi l-am arătat eu când l-am cumpărat, acum vreun an și ceva, cred, în care mi-am pus eu creioanele. V-am spus că el este normal pentru
așezat în el pixurile, creioanele pentru ele. Dar eu l-am cumpărat ca să-mi pun ce-mi trebuie mie, pentru că venea foarte bine aici. Și deci aici am dermatografele de la Ladies. Acestea sunt foarte bune. Am pe verde, pe albastru. Sunt foarte bune de la Brooklyn. Sunt foarte bune și pe ele le prefer. Apoi am diverse creioane sidefate pentru zona pleoapelor, deasupra pleoapelor. Am și de pe Notino. Aici creion dermatograf, dar acesta îl folosesc mai puțin, este negru, se cam adună în colțul ochilor. Fel de fel de creioane de la Faberlic, diverse culori. Și ce folosesc eu cel mai mult, acesta, creionul de la Ladies, maro, pentru linia apei, pentru că eu am ochii mici. Apoi mergem în continuare, aici am pensoanele, pensulele pentru blenduit fardul de pleoape, pentru luciu, de la Avon, de la Oriflame, de pe Notino, de la Ladies, de pe unde am mai cumpărat eu, diverse pensoane. Aici alături am tot așa creioane din acestea și cu două capete cu alb și cu un turcoaz, este acesta, dermatografe, tot așa de peste tot. Am și de la Faberlic fard de pleoape lichid, unul strălucitor și unul sidefat, cu două capete, așa erau ele, am pe bej și am pe un grena. Deci unul este cu sidef, sunt foarte bune. În continuare, avem, pentru că am nevoie zi de zi, deorolon pentru dat la sub braț, deodorantul pentru bărbați al soțului meu, cumpărat recent de la Ladies și nu ține mult, este aproape gata, nu ține foarte mult, mai mult țin acestea. Aici mai am de la Pharmacy un primer pentru pleoape, este foarte bun. Am acum în uz apa aceasta de trandafir pentru hidratarea feței, după ce îmi curăț fața și mă spăl pe față, înainte de a mă da cu cremă, îmi folosesc această apă de hidratare de trandafir, care este foarte bună. În spate am de la Garnier apa micelară cu vitamina C, nu sunt prea încântată de ea, dar o voi folosi. De ce nu sunt prea încântată? După ce mă demachiez cu ea, mă cam ustură pleoapele când dau crema de ochi, ceea ce nu se întâmplă în mod obișnuit, adică în zilele când nu mă machiez și mă dau cu crema de pleoape, nu am nicio treabă cu ochii. Despre crema aceasta vorbesc, dar în momentul în care mă machiez și mă demachiez cu apa micelară de la Garnier, aceasta cu vitamina C, mă ustură pleoapele, deci este de la apa micelară, plus că am luat acum, ați văzut paleta aceea de farduri de la Makeup Revolution și am acolo câteva culori care le-am folosit și chiar ele sunt pigmentate, nu îmi ștergea chiar cum trebuie fardul de pleoape de pe pleoape, bineînțeles. Așa. În continuare am crema de rasă a soțului meu care este aproape gata, acum să reușesc să pun mâna pe ea când o termină, să vă arăt în produse terminate. Peptin pentru păr, aftershave-ul soțului meu de la Avon, Maxim, este un aftershave tip gel, se înțelege cu el mai bine acum cu acestea tip gel, tip cremă, decât cu aftershave-ul lichid. Și cam acestea sunt produsele care le am prima dată pe care pun mâna, poate nu chiar zi de zi, dar periuțele de dinți, pasta de dinți, cremele sunt zi de zi, restul machiajurilor, dacă aleg să mă machiez, deodorantul de dat sub braț este zilnic, crema de rasă a soțului meu cam la două zile așa. Și mai am ceva aici,
nu vedeam în spate, am un gel de spălare al feței din calendarul Advent de la Kiehl's, care este foarte bun. În sfârșit sunt și eu mulțumită de ceva, de un produs de la Kiehl's. Este un gel de spălare al feței, este foarte bun, miroase foarte frumos, alămâie și curăță foarte bine. În sfârșit am găsit și eu până acum ce am testat, eu mai am produse de testat, dar ce am probat până acum, ce am încercat. Sus am pămătuful soțului meu, adică am eu, are el, pămătuful pentru bărbierit. Și vom trece mai departe la secțiunea unde am cada. Aici eu vă arăt cum am organizat eu. Voi puteți să vă organizați, bineînțeles, de nevoile voastre, de aranjamentul băii, cum aveți voi baia aranjată sau cum, dacă aveți loc, dacă nu aveți, fiecare în baia lui știe ce să-și pună, cum să-și facă. Eu doar vă arăt cum am organizat eu, poate vă dau idei sau poate îmi dați voi mie idei. Vă aștept în secțiunea de comentarii pentru așa ceva. Deci aici, după cum vă spuneam, la baie am deasupra un burete mai fin, apoi am acest burete care este lung și este foarte bun ca să te speli cu el pe spate. Este tip plasă. Sunt foarte mulțumită, l-am luat de la Ladies, îmi pare rău că acum nu mai sunt, că l-aș reînnoi, pentru că s-a cam lăbărțat așa de atâta spălat. Apoi, în continuare, am să intru un pic în cadă, dedesubt aici, am în față, am șamponul acesta, îl folosim acum de la Ladies. Am aici o mască de păr, nu, un șampon din calendarul Advent de la Balea, dar este pentru iarnă. L-am folosit un picuț când trecuse iarna și îmi îngrășa părul, așa că nu mai consum din el, aștept să vie iarna ca să-l folosesc, pentru că atunci vremea este mai friguroasă și mai aspră și părul are nevoie de hidratare. Acum, pe timp de vară, nu-l mai folosesc. Apoi am aici o mască de păr din aceeași gamă ca și șamponul. Mai am o mască de păr cu argan, tot de la Ladies. Acestea, șamponul și masca aceasta de păr, sunt de la Ladies. Și cealaltă cu argan este tot de la Ladies. În continuare am aici câteva geluri de duș, le-am pus în față pentru că să ajung din cadă imediat la ele, nu sunt departe undeva ca să ies din cadă, să urc pe jos. În proximitate aici am pus geluri de duș din calendarul Advent, de la Yves Rocher sunt acestea două. Apoi am gel de duș de la Balea, vedeți, gelurile de duș le-am pus aici pe toate la un loc, ca să știu că sunt geluri de duș, nu eu, cât mai mult soțul meu, să nu cumva să greșească. Așa, deci geluri de duș de la Balea, din calendarul Advent, am două din acestea micuțe. Mai am aici în spate, acesta este un scrap pentru duș, tot de la Balea. Mai am un gel de duș de la Tezorii d'Oriente aici, gelul de duș de la Elmiplant, care l-am cumpărat recent, l-am pus aici ca să-l folosesc cât mai rapid. Eu îmi place să alternez, acum mă spăl cu un gel de duș, data viitoare, dacă am chef, schimb, mă spăl cu altceva, pentru că simt nevoia să miros și alt, să am alt miros, alt parfum să simt. În continuare am balsamul de păr din gama 1, 2, 3 pentru creșterea părului. Balsam mai am foarte mult de păr, șamponul ați văzut că l-am terminat, dar balsam am o cantitate mare și mă va ține mult timp. Soțul meu nu folosește balsam pentru păr, la 2 cm de păr cât are el, nici nu are nevoie. În continuare, pe lângă cosmice, dacă tot am ajuns, haideți să vă arăt și acesta, Marielul, detergent Dero și iar alt Ariel, acesta alb îl pun la rufe albe, acesta pe albastru pun la rufe colorate, dar este bun și pentru rufele albe. Și am și detergent solid, Dero 2 în 1, să știți că mai mulțumită sunt de
acesta solid de ro mai ieftin decât de Ariel. Asta ca o paranteză. Deasupra aici am un săpun de rufe, eu îl folosesc până se mai micșorează la spălatul traverselor, covoarelor. Cu mine firmele de spălat covoare, de curățat covoare ar da faliment pentru că eu mă ocup de așa ceva. Cum le spăl eu, nu le mai spală nimeni. Să punesc covoarele, dacă tot am ajuns și asta nu ține de clip, dar haideți să vă spun. Le săpunesc cu săpun de rufe, cu peria de paie și le frec. Cum le spăl eu, nu le mai spală nici firma de curățenie. Ce e făcut cu mâna ta, e făcut cu mâna ta. Iar mă urc în cadă ca să ajungem aici. Aici, în partea aceasta, am spumantele de baie. După cum vedeți, de la Maliția, de la Avon, Aloha Monoi, de limonadă care este roz. Am aici de lavandă, spumant de baie și alături tot de la Avon. Jos aici să coborâm, am iarăși un gel de duș de iris sau de violete acolo. Aici iar o mostră de gel de duș de la Balea. Măști de păr, parcă asta. Mască reparatoare pentru păr, tot așa am dat, le-am dat mai încoace un pic mai deoparte pentru că sunt pentru vremea rece și nu le folosesc acum, de asta le-am dat un pic mai în spate. Apoi am perii aceasta cu care spăl eu peptenele de păr, pietre pons, o am pe aceasta care am luat-o din DM și mi-am scos și de la Ladies pentru că este mai abrazivă și îmi place mai mult, când cu una, când cu alta. O pilă pentru călcâie, soțul meu o folosește, eu nu mă împac cu ea. Și în continuare vom trece la raftul din spate, unde cred că este nevoie să-mi, sau nu cred că este nevoie să-mi aduc un scaunel, ca să vă arăt. Are două rafturi. Și haideți să încep să vă arăt ce am pe aceste rafturi și vom începe cu raftul de sus. Înainte de a trece la raftul de sus, să vă arăt cosmeticele, m-am întors la ghiuvetă pentru că am uitat să vă arăt și săpunul lichid care l-am acum în uz, acesta de la Avon, de cașmir, care este un săpun lichid foarte bun. Miroase frumos, nu miroase foarte strident și alături am săpuniera cu un săpun solid de la Ladies, acesta care are și burețel deasupra. Partea proastă este că se cam murdărește, dacă ești foarte murdar pe mâini se murdărește burețelul, bineînțeles după aceea se curăță, dar nu în totalitate. Iar de desubt am un săpun lichid cu care îmi spăl pensulele pentru farduri. Și cam acestea au fost produsele care am vrut să vi le arăt și uitasem de ele. Acum trecem la raftulețul de sus care voiam să vi-l arăt. Pe raftul de sus am produse care le folosesc un picuț mai rar, dar unul care îl folosesc în fiecare zi este acesta Clear Skin Bubble Cleanser. Gel de spălare al feței pe care îl folosesc dimineața. Este pus aici mai în față pentru că la oglindă nu aveam loc și este pus în față pentru că am nevoie zilnic de el. Apoi am un de la Lux, de la Avon, am acest balsam de buze care este un pic portocaliu, un pic colorat. Am o mostră de ruj, nu știu ce mai caută pe aici, probabil să folosesc, dar am rujuri în această nuanță. Mă rog, este aici. Poate mă voi da cândva cu el. În spate tot așa aici am balsamuri de buze de la Kiehl's Lip Balm. Este un balsam lichid. Despre acesta vorbesc. Este un balsam de buze lichid. Este bunuț, dar mi s-a părut, nu l-am folosit prea mult pentru că vedeți că am mai multe balsamuri de buze aici. Nu l-am folosit prea mult, dar parcă este un pic uleios și parcă mi dă un gust așa în gură, nu știu cum. Din potrivă, cel de la Balea îmi place foarte mult. Este tot
tip balsam, nu este baton, să încerc să vă arăt un picuț, dacă pot, cu o mână nu pot să desfac, deci este balsam de buze, nu este baton și mă înțeleg foarte bine cu el, îmi place, vă arăt în altă parte, e greu să mă uit și la pe unde umblu cu mâna, să nu dărâm pe aici, în direct, și să văd și ce vă arăt vouă, să mă uit și pe cameră. Deci acest balsam de buze de la Balea îmi place foarte mult. Nu-mi dă acel gust în gură cum îmi dă acel de la Kiehl's, dar voi mai testa, voi mai încerca și voi mai vedea. Vă voi spune în produse terminate dacă a fost bun. Așa el ca și compoziție îmi place. Apoi am balsamuri de buze. Acestea de la Yves Rocher tip baton și de la Avon mai am unul cu batoanele, mă înțeleg și cu acestea, dar parcă mai bine mă înțeleg cu acestea tip balsam, nu batoane. Acesta de la Avon mi se pare mai bun, parcă hidratează buzele mai bine, acesta de la Yves Rocher mai slăbuț, îmi pare rău că spun acest lucru, dar oricum este bun, este mai puțin consistent, dacă aș putea să mă exprim așa. Oricum, este bun pentru cine are buzele nu chiar uscate, nici eu nu le-am chiar uscate, nu folosesc fiecare seară balsamul de buze, pentru că eu seara folosesc în momentul când mă duc la culcare. În spate aici am măștile de față, ele sunt în spate pentru că măștile de față, ați văzut că eu folosesc și din acestea care le termin mai repede, cumpărate, mai micuțe, dar am și tuburi mari. Și sunt mai în spate puse pentru că ajung mai rar la ele. Și am așa de la Freeman, care l-am de foarte mult timp, dar este încă bun. Aceasta este o mască cu sâmbure de mere. Este foarte bun și de asta nu mă pot despărți de această mască, chiar dacă o am de mult timp. Ea este încă în termen, are un termen foarte lung și îl folosesc, este un scrub de față, mai bine spus o mască tip scrub, care este foarte bună și mai am întrânsa și chiar nu mă îndur să o arunc. Este încă bună, am folosit-o, nu am nimic. Apoi în spate mai am de la Avon, de la Planet Spa, Peel Off Mask, este o mască ușoară, este peel-off, dar nu este din aceea strong, este o mască ușoară care hidratează fața, nu extrage, adică și impuritățile de pe față, este o mască fină, cred că înțelegeți ce vreau să spun. Apoi de la Anew am Lifting Silver Mask, care cu aceasta nu prea mă înțeleg, hidratează într-adevăr, dar în momentul în care vreau să o iau de pe față, este peel-off, cred. Se ia bucățele, bucățele mici și până la urmă am folosit-o doar o dată. Până la urmă, ca să o dau jos de pe față, ar trebui să-mi spăl fața și s-a întins și nu prea mi-a plăcut. În concluzie, ca să o jupesc de pe față, îmi lua foarte mult timp, că se rupea bucățele mici, nu se lua cum iei o mască peel-off de pe față să se tragă toată odată sau măcar în două, trei bucăți. Foarte mici bucățele se rupeau. Cam anevoioasă această mască. Apoi mai am o mască care încă n-am probat-o. Am pus-o aici din calendarul Advent de la Yves Rocher. În spate am tot de la Freeman. Tot o mască peel-off, în ideea în care eu am avut o mască de la tot peel-off de la Freeman și știam că este foarte bună, aceea era strong, aceasta este tot ușurică, așa se dezlipește ușor, nu extrage, ca și aceasta de la Avon Planet Spa, nu este o mască de față, deci peel-off strong. Apoi am de la Victoria Beauty cu extract de melc. Aici în spate este o mască foarte bună. De la o mască facială cu ceai verde, încă n-am probat-o, este vegană, cumpărat-o tot de pe Notino, parcă. Apoi sus am
O mască din calendarul advent de la Kiehl's hidratează fața, dar ceva wow. Are un luciu fața când o folosești, dar probabil ajută la hidratare și la celelalte lucruri. Deci este o mască normală, obișnuită, dar v-am spus, prețurile care sunt la Kiehl's am așteptări mai mari. Apoi, o mască din aceasta Jelly Mask, mi-am adus alta pentru că aceea am terminat-o și este o mască foarte bună, aceasta de la Clear Skin, de la Avon. Apoi am de la Ladies cu o mască cu trandafiri, tip scrub. Și aici mai jos o mască cu cărbune care încă n-am folosit-o niciodată, o mască detoxifiantă, tot de la Ladies. Am înțeles că este foarte bună și trebuie folosită pe fața umedă. Tot de la voi am aflat acest lucru. În continuare, am de la Balea, am pentru volum, musul pentru volum, care îmi place, este bun și ieftin. În spate aici am de la Sius fixativul de volum, care este bun. L-am pus pe păr, l-am probat, este bun, dar fixarea este un pic mai strong decât cea de la Balea, fixativul de volum care l-aveam de la Balea, este un pic mai strong. Asta nu știu dacă să mă nemulțumească cumva, voi vedea pe parcurs când îl voi mai folosi. Mi se pare totuși că fiind mai strong, părul se îngrașă mai greu, deci s-ar putea să fie un plus. Cu timpul mă voi lămuri. Apoi am fixativul Got to Be Glue, care știți că eu îl folosesc și l-am pus aici în margine pentru că am nevoie aproape, aproape zilnic de el și l-am pus în margine ca să nu dărâm în rest. Aici am de la Avon Miracle Densifier, tot așa de dat volum la păr și un tratament pentru păr. Acesta este cam anevoios, de ce? Datorită faptului că nu mai pun, dacă este densifier, dă volum și atunci nu mai pun musul de la Balea sau care l-am eu. Și trebuie să-l pun pe acesta, dar pentru a-l pune pe acesta, știți că musul se aplică pe păr în momentul când părul este ud. Pentru acest Miracle Densifier de la Avon trebuie să-mi usuc întâi părul, ca după aceea să-mi-l ud, iar punând acesta pe păr, mi-l udă din nou, iar încă o uscare. Deci a părului ca să ți-l aranjezi într-un fel. Deci cum ar veni o treabă făcută de două ori, care ți-a timp și asta mă cam nemulțumește. În rest este un tratament bun pentru păr. Aici am cremele de picioare. Aceasta este de la Ladies, care hidratează picioarele. Am una de la Ladies, așa aceasta, și una de la Footworks, de la Avon. Coborâm apoi jos la raftul de jos și vom începe cu partea aceasta unde tot așa am creioane pentru ochi. Nu, stați că mai am ceva aici sus. Mai am aparatul de ras de unică folosință al soțului meu, care îl folosește de vreo 2-3 ori. Nu este de unică folosință, odată și-l arunc. Am un foarfece cu care el mai obișnuiește să-și tundă mustața sau, dacă mai folosește, este pus aici la baie pentru... Mai mult pentru musteața lui este, acum de ce să nu fiu sinceră, că nu tai eu prin baie nimic hârtie, am alții foarte ci încolo, am o unghieră și am o ascuțitoare, care este cam o dară de la ascuțit creioanele dermatografele, care le-ați văzut că vi le-am arătat. Este cam o dară, dar asta n-am cum să o spăl și nici nu mă chinui. Continuăm cu partea aceasta, aici am cotonete prinse prin firul care este atașat la aceste cotonete, la ambalaj, este prins de acolo de sus și îmi vine foarte bine că are acest fir pentru a-l agăța acolo. Am cotonetele de la Ladies de 100 de bucăți care sunt bune, dar sunt mici. Ați văzut că eu mi-am cumpărat din acelea când le termin pe acestea să am din acelea mari, care sunt mai spornice, acestea îmi trebuie două, în restele sunt bune, sunt ca și celelalte. Aici tot am pentru picioare, aici am pentru răcorirea picioarelor de la Faberlic Happy Steps și după atâta timp chiar îmi răcorește picioarele. Bine, am mai trecut un picuț din
din puterea lui, dar vreau să-l consum pentru că nu-mi dăunează cu nimic. L-am folosit, îl folosesc în continuare, nu am văzut să am ceva de la dânsul. Aici am de la Avon un spray de răcorire al picioarelor. După ce mă dau cu această cremă de răcorire, aplic și un pic de spray. Bine, senzația ține vreo 10 minute, nu mai mult, dar mă ajută foarte mult când am picioarele, mi le simt înfierbântate și obosite. Și aici am câteva scruburi pentru picioare de la Avon. Aici creioane, tot așa, pentru ploape. Diverse creioane. Jos aici am iluminatorul de la Ladies, care este foarte bun și acesta îl folosesc cel mai des. Ați văzut că eu am și alte iluminatoare, dar momentan, dacă îl am și mi se pare chiar cel mai bun din toate câte le am, vreau să îl folosesc pe acesta. Aici am blush-ul de pe Revolution, cumpărat, care este și acesta, este cremos, dar este foarte bun. Aici am un fard de ploape, tot cremos. Blush-ul ăsta, iluminatorul de la She Glam, care l-am folosit doar o dată, întâmpin un pic de probleme, nu știu cum să-l întind pe față. Îl întind, este cremos, este lichid, îl întind cu degetul, mi se pare că urma este prea lată, urma iluminatoare, dar voi vedea pe parcurs. Tot așa, la fel, dacă îl tapoteci cu burețelul, voi vedea, doar o dată l-am folosit și de aceea nu pot să vă spun. Aici sunt câteva rujuri în afara acestui dispozitiv de ținere al rujurilor, care l-am luat l-am luat din Jumbo, parcă. Este foarte bun, mi-am pus aici rujuri, am în partea aceasta, în spate am tot rujuri, dar lichide. Folosesc mai puțin rujurile acestea lichide, doar uneori când am eu chef. Aici mai am farduri lichide de ploape. Așa. În față rujuri din acestea cu SIDEF de la Ladies, care nu mai sunt acum, dar sunt foarte bune, tot așa. Farduri de ploape lichide, am aici, am fixativul pentru machiaj, spray-ul de fixare al machiajului de la iHeart Revolution, primit cadou. Este foarte bun, nici nu-l simți pe față, fixează bine și este mai rezistent la transfer fondul de ten. În spate aici mai am oare farduri lichide de ploape, mai am pe aici, da, farduri lichide de ploape. Sper că vă arăt și vouă ceva. Da, acesta este un alb sidefat lichid de la Ladies. Sunt foarte bune aceste farduri de ploape, dar lichide, dar trebuie să aștepți un picuț să se mai usuce când faci la un ochi și după aceea să faci la celălalt. Apoi am acetona de la Farmec. Tot farduri lichide. Iluminatoare, aici am pudrele, una de la Ladies, care căpăcelul este un pic spart, dinamic. Cel mai mult folosesc aceste perle de la Catherine Arley, sunt foarte, foarte mult îmi plac, sunt foarte bune, nici nu sunt foarte, foarte pigmentate ca să te faci roșie ca focul. De exemplu, acest fard este foarte, acest blush este foarte pigmentat, trebuie să pui foarte puțin. De acesta vorbesc, foarte puțin pe față, față de acesta. Acesta îți dă o culoare naturală și îmi place foarte mult și este și sidefat. Aici am pudra de la Impala și aici am un pachet de vată, tot așa, datorită ației care o are, este prins de suport și un pachet de vată care o folosesc la ștergerea unghiilor, eu știu, cu acetonă sau la diverse lucruri care mai îmi trebuie mie. Așa, suportul este foarte fain, acesta de la Jumbo, să știți că merită cumpărat. Mi l-am strâns grămadă când nu l-aveam pe acesta, mi-erau toate rujurile, stăteau așa și le cam dărâmam. Acum, dacă fiecare are locașul
lui nu le mai dărâm chiar așa. Chiar nu le dărâm deloc, nu chiar așa. Și ce să vă mai arăt, mai coborăm în jos. Vedeți că acest suport care l-am eu, acest răptuleț pentru machiajul aici, este foarte bun. Îmi folosește și la cum este el făcut, îmi folosește și la pusul cordonului de la mașina de spălat, pentru că mai jos coborâm pe mașina de spălat, unde avem tot așa niște chestii care îmi folosesc mie. Aici am o cremă de mâini din gama veche de la Today. Este foarte bună, chiar dacă este din gama veche, mirosul este un pic mai diminuat, dar este foarte bună, o folosesc, nu mă irit, nu am nimic, chiar dacă este din gama veche, am cumpărat-o și vreau să o folosesc pentru că miroase foarte frumos și este foarte bună, intră rapid în piele, numai cuvinte de laudă. Probabil la început ar fi avut un miros mai strident, dar acum poate este mai șters, dar nu mă deranjează cu nimic treaba asta. Eu am nevoie să-mi hidrateze mâinile și parfumul subtil care îl are de al parfumului Today este foarte bun, sunt foarte mulțumită. Aici am din acestea, că este pus cu susul în jos. De mult ce-l folosesc, nici nu vine acum cum Protege Sleep din acesta. Dar tot așa îl pun pentru că aici este desfăcut. Protege Sleep, care îl folosesc foarte rar, uneori când am eu nevoie. Așa, aici tot așa pensoane de tot felul, care mă ajută la machiajul ochilor. Aici am câteva din aceste de unică folosință, bureței, spatule din aceștia, dar nu sunt spatule, sunt bureței din aceștia care mă mai ajută la aplicarea fardului de ploape. Aici am din calendarul advent de la Balea peeling pentru mâini, dar nu sunt mulțumită de el. Cred că este primul produs de la Balea care nu prea mă încântă. Formează doar o spumă, ca și cum ai pune o cremă și nu intră în piele, dar nu are un scrub întrânsă ca să zici că îți deshoamează mâinile, adică de pielea moartă sau ceva. Aș fi dorit să aibă un scrub întrânsul ca să, în momentul în care o pui, să simți că iei pielea moartă de pe mâini, pentru că na, ăsta este scopul, ea este doar o cremă așa care face spumă. Pentru că eu am mai avut scrub-uri din acestea pentru mâini și așa erau. În continuare am dușul meu bucal, care îl folosesc zilnic când, după ce mă spăl pe dinți, bag și dușul în bucal, este foarte bun. Am apa de gură de la Ladies, aceasta pe roz, care este și această o apă de gură și pe mine mă ajută la implanturi. La gust ar fi mai bună cea de la Colgate, la gust. Dar eu aceasta v-am spus pentru problemele mele care nu le am, dar întâmpinile previn să nu apară cumva. O folosesc aceasta, dar este foarte, foarte bună, are gust bun, curăță dinții, împrospătează gura. Ceea ce trec, dar nu este așa puternică ca cea de la Colgate, care am avut-o și v-am arătat-o eu în produse terminate, care ați urmărit. Aici am două palete, pentru că am două, pentru că astea am folosit. Că de obicei sunt câte 4-5 aici, dar acum sunt doar două. Așa am aceasta de la Fashion, este o paletă foarte bună, niște culori foarte bine se blenduiesc și îmi plac tare mult. Vedeți că albul de aici era un alb care îl foloseam și pe post de iluminator, este gol deja, l-am folosit la maxim. Și aici paleta de la Revolution, care ați văzut că mi-am cumpărat-o recent, pentru că am folosit culorile de vară de acolo. Alături peria de păr a soțului meu, are 2 cm de păr, îi trebuie perie. Nu-i problemă, îți trebuie perie, i-am dat perie de la Standeli, mie nu-mi trebuie perie, mie îmi trebuie pieptăn lui. Îi trebuie perie, are păr lung, așa. Ce am uitat eu să vă mai arăt, că v-am arătat aici și iar mă întorc. Am uitat să vă arăt gelul de duș de la Avon, acesta, care l-am la fel cu spumantul de baie, din aceeași gamă. Deci când voi folosi spumantul de baie acesta,
voi folosi și gelul acela de duș de acolo din spate. Și de desubt am uitat să vă arăt, am la cera un gel intim, de spălare intimă, care este pus mai deoparte, mai de desubt, așa ca să nu intre la el cine nu trebuie, că mai amestecă, să nu amestece cumva treburile. Și cam asta cred că am avut eu să vă arăt, cam așa mi-am organizat eu baia. Poate v-am dat idei, dacă aveți și voi idei să-mi dați, puteți să lăsați, v-am spus, în secțiunea de comentarii. Și acestea fiind spuse, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!